Modificări legislative majore sunt pregătite de eurodeputați care vor ca șoferii care au abateri grave să nu aibă dreptul să conducă în niciun stat membru al Uniunii Europene. În prezent, contravențiile, chiar și abaterile grave, sunt sancționate doar în țara de origine a șoferului. Infracțiunile și contravențiile rutiere grave, cum ar fi viteza excesivă sau șofatul în stare de ebrietate, ar trebui să ducă la pierderea dreptului de a conduce la nivelul întregii Uniunii Europene, au declarat marți eurodeputații reuniți în sesiunea plenară la Strasburg. În prezent, dacă un conducător auto își pierde permisul în urma unei infracțiuni rutiere într-o altă țară a Uniunii Europene decât cea care i-a eliberat permisul, în majoritatea cazurilor, sancțiunea este aplicabilă numai în țara în care a fost comisă infracțiunea și nu implică restricții în restul Uniunii Europene, precizează Parlamentul European într-un comunicat. Eurodeputații propun adăugarea conducerii fără permis valabil pe lista infracțiunilor rutiere grave, cum ar fi conducerea în stare de ebrietate sau accidente rutiere soldate cu morți, ceea ce ar declanșa schimbul de informații cu privire la interdicția de a urca la volan. Conducerea cu 50 de km la oră peste limita de viteză este de asemenea una dintre contravențiile rutiere grave care ar putea duce la pierderea permisului. Legislativul european sugerează să se stabilească un termen limită de 10 zile lucrătoare pentru ca țările Uniunii Europene să se informeze reciproc cu privire la deciziile în legătură cu descalificarea conducătorilor auto și au un termen de 15 zile lucrătoare pentru a decide dacă descalificarea se va aplica în întreaga Uniune Europeană. Șoferul în cauză ar trebui să fie informat cu privire la o decizie finală în termen de 7 zile lucrătoare, adaugă eurodeputații. Normele privind interdicția de a conduce vehicule fac parte din pachetul privind siguranța rutieră prezentat de Comisie în martie 2023. Pachetul urmărește să îmbunătățească siguranța tuturor participanților la trafic și să se apropie cât mai mult posibil de obiectivul zero decese în transportul rutier din Uniunea Europeană până în anul 2050, relatează realitatea.net.